Дело Придаря, Фурку, Сомил, Амбекус, Ваксумнич, Вилы, Дорезов, Вуаду, Кожмуркинцы, Кожмуркинцы, Эстедар, Купарти, Долготрили, Помитули, Пикари, Центр Национал Антикоррупции, Прикинги, Колхоз, Фураки, Экстраси, Дела Придаря, Динна, Бунурли, Примарии, Контрар, Процедури, Шимбаза, Бунурли, Чизи, Фауси, Шил, Дорезов, Вилядух. Дунасова, сегодня Чипила, Карина Амдебюсов, Привиндрия, Кубераря, Бунова, Карин Чентр, Антикоррупция, Претинья, Колхоз, Дела Питания, Патримония у нас. Да, Колхоз, Амбо, под шпи, ши, ши, шо хвост. Кыти. Кыти, мы мили пьем хвоста электро. Лошу, ши, даре пагула. Так и горбим, где лошу, мерчи горба, где кыти возечь, Дело тут по моему дело 03 Альпинова Зечи. А дико сам плотур по Миколе. База у них дечизии легала. Каре кусы ультервор яра фальсификаты шпорда. Вамин каренуся в лавом кручесу вербал. Каре устатла лабкабаза дечизии. Примял им уняли Шеретликур, как принципал, у Венугет есть фоски инженер Барак Михаил, кореш спретиндик, кондучат по этой части кести. Шип спуня по всему прима фая дечизи оригинал, да, эти партии. Ништо тут, каре, ну, нау фос вот так, нау трекуткин пасилю. Шип им база лорс с фача контракт не зарит, не барариш. А с офишером по ночам? Чизи есть один дом Мизечи. Есть, и там тоже есть вас специалист. Ну, держал брат с моментом. И вот, я думаю, что не будет. По ночам, дом Мизечи по ночам. Да, добрый. Я, как и пермитис, вы вытребали, Петри, домнул консильер Модилы, и на их пушку начинать. Мне дорога, че атрибуции Арик Бонсилю актуал, ла ачасты, ла чест прочест лейтенант? Консилю коммунал есть и проприетары часто. А тот урбунер, который дефакт легистионяза примария, проприетары есть и консилю. Шмой сентим авторитатя, кари вхост в этаматы, прин Аксиуни, Саугина, Аксиуни, Унор, Пимуни, Вамин, 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 Домнул Павел, я сент шил репрезентант на инстанция Чевилы. Что я кажу, жой космом процесс, не сам он на годе чизи, а курсы для пел кишины. Не долго защищать апреля до мимо, стоячи. Prin care au fost anulate 49 de contracte vânzare-cumpărare în baza acestei decizii, numărul 12, bară 4, din 08-11-2010. Primește că această decizie este catastrofală pentru multe persoane. Acolo 24 de contracte vânzare-cumpărare, dar aici 49.
73 73 контракти a fost semnat ilegal. Eu nu știu esența deciziei. Dar vreau să mă expun ca prelungire la acest la această informație, că știți pe data de la ședința trecută domnul primar public a spus că acest consiliu, deosebi eu, am înaintat diferite cereri la ambasada americană, la ambasada Franței. Eu consider că aceste afirmații sunt o intimidare a consilierilor, un șantaj, dar chiar și o amenințare. Și dacă, ceea ce, în principiu, pentru așa, în așa circunstanțe, domnul primar trebuie să-și dea demisie. Fiindcă procesul de judecată de-abia merge. Merge. Spune-mi pericol chiar ce reprezintă o administrație locală. Eu știu că lucrul acesta el n-a să-l facă. De ce eu a să fac o solicitare către procuror, care merge în instanța de judecată, și a să solicit să îmi dea o explicație ce atribuții am eu personal ca consilier la toate încălcările care au avut loc la cursul anului 2011-2017. Domnule, mi-ați adresat mie o informație, eu trebuie să vă dau răspuns. Eu pe nimeni din consilier n-am învinuit. Dacă este un consilier care eu l-am învinuit sau consiliu, îți spun acum în față. Ceea ce am spus privitor la dumneavoastră, nu știu ce dumneavoastră aici așa o gheară asupra dumneavoastră, eu am spus că noi am fost însămțit că au fost înaintate diferite scrisori. Dar n-am spus domnul Madan Giuri sau alt consilier sau alt numit familie. Corect? Și dumneavoastră și-o pățit dumneavoastră. S-ar vă sâmpsit ceva vinovat, eu nu știu, nu știu. A spus voi. Nu, acolo... Că v-am ascultat, să niște... Privitor la dosarele care dumneavoastră le puneți și vreți să le aruncați mie, bine că aveți așa o tactică, mă răbdați o repuță că noi din compania electorală. Dar vreau să spun că aceste dosare s-au solicitat de unii advocați, aceste dosare pe aceste chestiune este deschis dosar și pe fostul primar și pe actual. Eu aceste contracte fără știrea lor. S-a anexat, după cum a spus domnul Paiu, foaia 1 și foaia 2 și deciziile erau de mai multe feluri. Iată care a fost procedurile. Și nu era primarul actual și primarul... Poate și despre viitor. Primarul viitor nu este chip să apară. Reptic și adevărat. Aveți perfectă dreptate, domnul primar. Este înregistrarea video, care e va fi transmisă. Și sunt organele apelitate, care au fost o influență, au fost o intimidare, fiindcă toate afirmațiile le-a spus în contextul dialogului între mine și dumneavoastră. Și v-ați adresat că, domnul Iuri, am simțit puterea dumneavoastră prin transmiterea scrisorilor. Am simțit puterea, domnul Iuri. Prin scrisorile adresate la ambasadă. Eu vreau să spun că eu am martor, unde dumneavoastră m-ați intimidat față de domnul Paiul Mobilu și față de Codre, unde ați spus că primarul, eu văd că nu s-a învățat nică minte, trebuie să mă mai adresez odată eu la organe. O fost să ceva, domnul. Amantă, domnul Iuri. Nu. Amantă. Aveți martă exact cum mi-a spus prieci, o casă și domnul Paiu. Spuneți dumneavoastră în direct, așa că cinstit. Cum a fost vorba? Domnul Paiu, domnul Paiu, spuneți cum a fost. Я не знаю, что это такое.
Киртуаком.